După scumpirile din ultima perioadă, prețul benzinei în Republica Moldova a ajuns să fie, de departe, cel mai ridicat printre statele CSI. Mai mult decât atât, diferența față de prețul din România este cea mai mică din istorie. Potrivit site-ului Autotraveler, care monitorizează prețurile la carburanți în Europa, cea mai ieftină benzină de pe continent se vinde în prezent în Rusia, acolo unde litru costă 54 de eurocenți. În Belarus, un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă 58 de eurocenți, iar Azerbaijan, Armenia și Georgia sub 65 de eurocenți. Litrul de benzină în Republica Moldova este estimat pe acest site de 85 de eurocenți peste Ucraina și practic la același nivel cu Turcia. Mai mult, diferența față de prețul din România este de doar 13 eurocenți, cel mai mic din istorie din punct de vedere procentual, în condițiile în care anii anterior diferența era de aproximativ 20%. Amintim că președinta Maia Sandu a declarat săptămâna trecută că majorarea prețului la carburanți este o acțiune concentrată din partea companiilor petroliere. În același timp, șeful statului susține că deocamdată cea mai bună soluție pentru această problemă este plafonarea prețurilor la pompă. Vreau să menționez lipsa de acțiune din partea instituțiilor statului, în special în perioada februarie-iunie anul trecut, atunci când pe piața internațională prețurile au scăzut destul de mult și vreau să vă dau niște exemple. De exemplu, la benzină, prețul Angro în perioada februarie-iunie 2020 a scăzut cu 62%, pe când prețul cu amănuntul a scăzut doar cu 18%. La motorină, prețul Angro a scăzut cu 57%, prețul cu amănuntul s-a redus doar cu 24%. Și la fel pentru gazul lichefiat. Atunci când mecanismele pieții trebuia să favorizeze consumatorul final, atunci nu s-au făcut aceste reduceri. Și, deci, pe de o parte, consumatorii din Republica Moldova nu au putut să se bucure pe deplin de scăderea prețurilor în anul 2020. Pe de altă parte, acum vedem creșteri în fiecare zi. Maia Sandu a adăugat că reprezentanții ANRE și ai Consiliului Concurenței au declarat că astfel de modificări sunt înregistrate la Parlament, instituție căreia i se subordonează și că acum legislativul trebuie să adopte aceste modificări legislative. Am invitat ANRE și Consiliul Concurenței să întrebăm care sunt acțiunile acestor două instituții pentru a preveni asemenea comportament din partea companiilor petroliere. Am discutat mult, evident fiecare are argumentul propriu, începând de la cadrul legal care nu oferă suficiente instrumente. Nu o să vin aici să repet care sunt argumentele acestor două instituții, care, repet, sunt în subordinea Parlamentului și ar trebui să vedem mai mult interes din partea Parlamentului pentru modul în care funcționează aceste instituții. Ceea ce considerăm noi necesar la această etapă și pornind de la comportamentul petroliștilor este să se revină la plafonarea prețurilor. Evident, pentru asta e nevoie să se schimbe legea. În Republica Moldova, prima majorare semnificativă a prețului în ultima perioadă a survenit la 11 decembrie, când prețul unui litru de benzină standard 95 a crescut de la 15,40 lei la 16 lei. De atunci, benzina s-a mai scumpit de încă 3 ori, ajungând astăzi să coste 18,3 per litru. Astfel, în această perioadă, în Republica Moldova, putem remarca o creștere de 19% a prețului pentru un litru de benzină.